Mr. President, do you like to talk to a senator of Romania about Romanian minorities of Ukraine? Look, this is a map, real map of Romania. Please respect our Romanians in Ukraine. Please let them speak in Romanian. Respect us. Thank you. Return our territories. Respect Romanians and their language. Romanian language, not Moldavian language. Moldavian language does not exist. Respect Romanians. Thank you for what? Așa a zis, thank you? Ok. Pentru ce thank you? Acesta este discursul nostru. Dați-ne teritoriile înapoi. Ne vrem România mare. Ieși afară, Zelenski, din țară până când nu ne vei respecta România și poporul român. Limba românească în Ucraina nu este recunoscută. E considerată limba moldovenească. Nu există nicio limbă moldovenească. Există numai limba română. Iar statul român... Ce face Rusia în Ucraina, doamna Șoșoacă? E problema dumneavoastră? Eu vă întreb ce părere aveți dumneavoastră. Dar ce face Ucraina în România și cu etnicii români vă interesează? Acelea sunt... De partea cui sunteți în acest război? Da, am văzut, da, am văzut, da. Aceștia, unde ați văzut? Da, nu i-ați văzut? Prin bombardat. Da, bombardat, da. Mai urlați mult la mine? Nu, ce să nu, dumneavoastră îmi vorbiți frumos. Provocări, da? Nu am întrebări, dumneavoastră țipați. Spuneți, vă rog. Dumneavoastră, de partea cui sunteți în acest război? De partea României și a poporului român. Aici este vorba de România. Lăsați prostiile și țineți cu România. Încetați odată cu tâmpeniile cu Rusia și cu Ucraina. Aici este România, e pământ sfânt, iar aici Zelenski nu are ce căuta să pângărească Parlamentul României, să încalce suveranitatea poporului român. Singura nație este un nazist, pe Zelenski este un nazist, nu are ce căuta în România. A fost în alte state în calitate de... Zelenski a jignit România, a spus că Bucovina a fost ocupată de România, niciodată n-a fost. În celelalte state a fost refuzat, s-a schimbat paradigma, lăsați paradigma. Putin, ce puteți să ne spuneți? Nu mă interesează Vladimir Putin, Vladimir fiecare, mă interesează de România și poporul român și faptul că suntem conduși de niște trădători. Ucraina mă interesează în limita teritoriilor românești. Nu vă interesează, ne vrem teritoriile înapoi din Ucraina. Nu mă interesează războiul lor, le aparține războiul lor, este treaba lor. Problema mea sunt românii din Ucraina și teritoriile noastre din Ucraina și drepturile călcate ale românilor din Ucraina. Istoric, cine a luat acele teritorii? Uniunea Sovietică. Corect. Și ulterior a fost preluat de Ucraina. Deci Uniunea sunt pe nedrept reținute, da? Uniunea Sovietică, de fapt, cine făcea parte? Doamnă, dumneavoastră, cu cine țineți? Sunteți la fel de trădători? Am răspuns. Dacă sunteți jurnalist, ne vrem teritoriile înapoi. Așa a arătat astăzi Palatul Parlamentului, plin de strigătele senatoarei Șoșoacă. Bună seara, doamnă și domnilor! Foarte rapid vă prezint invitații din studio. Avem o emisiune cu greutate astăzi, dar în sensul foarte bun al cuvântului. Varujan Vosganian, scriitor, publicist, președinte ALDE. Bună seara, bun venit în emisiunea Subsemnul Întrebării. Și profesorul de științe politice, domnul Andrei Țăranu. Vă salut, bună seara, domnul profesor. Bun venit în emisiune. Nici nu știu dacă trebuia sau dacă facem bine, ca să spunem așa, presa, punând aceste imagini. Vorbesc foarte serios. Am stat și m-am gândit mult împreună cu echipa dacă punem aceste imagini cu Diana Șoșoacă. N-am făcut-o din dorința de a obține o audiență facilă. Am încercat însă sau încercăm să pornim cu discuția de la acest moment, pentru că e un senator al României și s-a întâmplat astăzi un eveniment destul de bizar, și anume Volodymyr Zelenski, care de fiecare dată când a vizitat pentru prima oară o țară, s-a adresat camerelor reunite sau unei camere a Parlamentului din țara respectivă. De data asta și-a anulat discursul din Parlamentul României, deși era clar că trebuia să țină un discurs. A încercat să dea o explicație, o să o vedem la un moment dat, la Palatul Cotroceni, în discursul, în alocuțiunea rostită acolo, împreună cu președintele Klaus Iohannis.
nu ține. E clar că i s-a spus, dacă ajungi în Parlamentul României, s-ar putea să pățești cum a pățit Băsescu în 2006, când a condamnat comunismul și a început să urle Vadim Tudor la el. Colegii mei vă vor pune câteva imagini din acea perioadă. Probabil că de comun acord s-a agreat varianta aceasta ca Zelenski să nu vorbească astăzi în Parlamentul României, dar e, pe de o parte, rușinos, pe de altă parte, ciudat. Nu știu, poate trebuia să-și asume Volodymyr Zelenski să vină în Parlamentul României, chit că apărea șoșoacă cu trei pancarte. Nu, înțeleg, nu sunteți de acord. Nu, nu sunt de acord. Să știți că totdeauna... Pe aici era Băsescu când urla la el. Aveți și un pic de sonor, așa, ca să înțelegem că am pus... Cred că așa ar fi arătat lucrurile, sigur, cumva păstrând proporțiile. O să-i râs cu colegii mei să lasă și vocea mea pe post. Da, așa. Adevărul e că Diana Șoșoacă, dacă o ascultăm cu atenție, începe să aibă și inflexiunile vocale ale lui Cornel Vadim Tudor, cred că îl urmărește cu mare atenție, sau mă rog, da, așa. Mă rog, în primul rând să știți că în uzanțele diplomatice, programul este făcut de gazde și nu de cei care sunt invitați. Ei au puține lucruri de spus, gazdele sunt cele care spun... Te duci acolo, ai întâlnirea cu X, Y, Z. Sigur că lucrurile astea se discută la nivel de ambasadă înainte, dar agrementul se face repede către gazde. De asta termenul că Zelenski și-a anulat, adică personal a anulat această întâlnire, nu cred că este corect. Părerea mea e că oficialitățile române au fost cele care au considerat că este mai bine să nu îl expună pe președintele Ucrainei unei situații ridicole, deși trebuie spus că Volodymyr Zelenski a fost în Canada, dacă vă aduceți aminte, și a fost supus unei reacții relativ, mă rog, mutatis mutandis, relativ asemănătoare. Au și șoșoacă. Au și ei extremismele lor. Sigur, da. Ori, din acest punct de vedere, faptul că Parlamentul României, care este expresia suveranității naționale, a fost într-un fel sau un altul blocat de o minoritate agresivă, doamna Șoșoacă și cei câțiva de la AUR, care în Parlament nu reprezintă decât undeva la 8-9% dintre parlamentari. Este mai degrabă o rușine pentru organizatorii, pentru cei doi lideri ai camerilor, domnul Simonis respectiv, domnul Ciucă. Puteau să păstreze, dar azi dimineață la 9.40 a fost întâlnirea de birou permanent și la ora 15 era plen reunit. Așa. Putea să păstreze plenul reunit de la ora 15, să-l aducă pe domnul Zelenski să spună trei cuvinte în fața Parlamentului, chiar dacă s-ar fi auzit zgomotele, nici nu știu cum să le numesc ca să folosesc un eufemism. De ce nu credeți că a făcut? De ce n-au? Adică vreau să spuneți că de fapt ai noștri sunt cei care n-au văzut. Asta încerc să spun. Da. Există două tipuri de atitudine. Există o atitudine care e menită să capteze voturi și să fie orală, să fie zgomotoasă. Și o alta care să fie mai responsabilă și care să urmărească ținte concrete care pot fi realizate. Eu m-am numărat întotdeauna în a doua categorie. Și în această privință, sigur, nu e la fel de tentantă ca cea din tâi, care este excesiv accentuată și care poate să stârnească emoții, care se vede că în politica românească astăzi țin adesea loc de înțelepciune și strategie. Când a fost Ciucă prima oară la Kiev, apoi când a fost un dialog cu președintele României telefonic cu Zelenski, s-a invocat de fiecare dată că drepturile minorităților vor fi în oglindă. Adică ce au ucrainenii în România, să aibă și românii în Ucraina. Și discuția asta trebuia să aibă două faze. Una, să se statueze care sunt drepturile în România și corespondent cum ar trebui să fie în Ucraina. Și în al doilea, care sunt pașii prin care Ucraina ajunge din urmă în România. Eu atunci când a fost, și vă rog să-mi permit să știți că nu este mult, am făcut
ca un om care din 1990 am participat la dialogul cu minoritățile ca președinte al Uniunii Armenilor, sunt fondator în Consiliul Minorităților Naționale, am condus grupul parlamentar al minorităților și sunt familiarizat cu această situație. Iată, stimați telespectatori, cum ar trebui să arate drepturile românilor din Ucraina dacă ce a spus domnul Iohannis și ce a spus domnul Ciucă și ce ar fi trebuit să spună domnul Zelenski în fața Parlamentului României, s-ar adeveri. Unu. Ținând cont de faptul că românii sunt potrivit cifrelor oficiale, 350.000 în Ucraina, 0,8%, dar acum probabil după exod au depășit 1%, în timp ce ucrainenii sunt în România 60.000, adică 0,33%, iată care ar fi drepturile pe care ar trebui să le aibă românii din Ucraina. Învățământ gratuit, care sunt corespunzătoare a ceea ce au ucrainenii în România. Învățământ gratuit până la nivelul solicitat de minoritatea românească din Ucraina. În limba română, firește. Dreptul de reprezentare parlamentară a organizațiilor minorității românești cu un număr de voturi egal cu 5% din norma pentru un deputat din partea partidelor ucrainene. Da. Dreptul organizațiilor minorității românești de a participa la alegerile locale. Acordarea unei susțineri bugetare anuale de circa 12 milioane de euro pentru finanțarea organizațiilor minorității românești. Am făcut ponderea cât primesc ucrainenii din România și cât ar trebui să primească românii din Ucraina. Salarizarea preoților ortodoxi români și respectarea credinței ortodoxe române. Acordarea unei susțineri bugetare pentru restaurarea bisericilor. Finanțarea de la buget a cel puțin două reviste românești de cultură și a unei tipografii. Acordarea de spații de emisie la posturile centrale și locale ale televiziunii și radioului de stat. Dreptul organizației românești de a desemna reprezentanțe în consiliile de administrație ale televiziunii și radioului național ucrainean și oportunitatea de a avea în guvern un departament special care să soluționeze problemele minorităților. Folosirea grafiei latine și a denumirilor românești de localități și străzi în zonele unde populația românească se găsește într-un proces semnificativ. Și atenție, în situația în care guvernul de la Kiev nu va accepta faptul că cei declarați moldoveni, circa 220.000, și cei declarați români, 130.000, sunt o singură etnie, adică români, ceea ce este evident, drepturile de mai sus să se asloce la dublu. Adică atât pentru moldoveni, cât și pentru români. Cu doi reprezentanți în Parlament, cu un număr dublu de reviste, de emisiuni, etc. Așa cum e situația, atenție, așa a ucrainienilor și rutenilor din România, fiecare cu deputatul și finanțarea sa. Crede cineva că în discuția de astăzi dintre domnul Zelenski și Iohannis s-a pus în felul ăsta problema? Deci, domnul Turcescu, iată două feluri de a face politică. Sau doamnei Șoșoacă și al celor de la AUR care expandează și acest fel în care trebuia Klaus Iohannis și președinții Camerilor să-i pună în față lui Zelenski chestia asta. Război. Războiul începe azi, se termină într-o bună zi. Dar românii sunt acolo din totdeauna și astea sunt drepturile pe care trebuie foarte mult să le respect și nu să faci baleturi îmbrăcat cu tocuri și cu haine femeiești, bagiocorind pe românii din Cernăuți, așa cum făceai pe vremea când erai actor. Adică tu ai de două ori obligația asta. În primul rând pentru că ești președintele Ucrainei și al doilea pentru că ai insultat și ai bagiocorit pe români în sketch-urile tale în trecut. Deci așa aș spune. Sigur că strigătele alea creează emoții. Eu dacă citeam asta, poate că dumneavoastră nu-mi dă de asta la televizor, dar probabil că și chestia asta are rolul ei, emoția poate să facă astfel de lucruri să se petreacă în adevăr. Pentru că, atenție, nu mai trăim vremuri de acum 500 de ani când armenii care au venit au ținut limba 700 de ani. Acum există televiziune, există căsătorii mixte, există circulația persoanelor, asimilarea naturală este un mare adversar și dacă nu facem toate lucrurile astea, s-ar putea ca românii să mai simtă că sunt români, dar să nu mai poată să o spună limba maternă. Da. Astăzi s-a pomenit ceva, nu să mă apuc acum să fiu avocat. S-a enunțat. Iohannis, da? S-a enunțat. S-a evocat, o să arătăm o secvență care evocat și ideea că moldovenii sunt de fapt de etnie română. Și cine a spus asta? Noi am spus asta. Noi am spus asta, da? Și că astfel cele două minorități ar trebui transformate în una singură. Deci, domnule, a fost monolog, n-a fost dialog. L-am auzit pe președintele Iohannis la fel ca și mine. Deci, subiectul în mod evident nu a fost despre minoritatea română. Subiectul cel mai probabil a fost despre transportul de grâu, despre antiaeriană și despre
furnizarea de armament. E mai mult decât evident că subiectul ăsta a fost și nu neapărat cel legat de minoritatea română. Singur lucru aș vrea să mai spun însă legat de doamna Șoșoacă, pe care o disprețuiesc sincer, și anume... O disprețuiți? Absolut. Cuvântul. O secundă, da, imediat. Da. Da. Faptul că vine cu harta României mari, da, o face să uite că niște maghiari din aceeași perioadă vin cu harta Ungariei pre-Trianon, în România sau la Budapesta. Atunci noi ne inflamăm foarte ușor și pe bună dreptate. De ce există totuși niște granițe pe care s-au făcut, s-au construit în urma unor războaie mai bune, mai drepte, mai nedrepte? Dar astea sunt. Relațiile internaționale, Organizația Națiunilor Unite, toate aceste lucruri se întemeiază pe hărțile și pe teritoriile care sunt în acest moment. Nu să spui dați-mi teritoriile înapoi. Asta spune și Putin. Dați-mi înapoi teritoriile care au aparținut Rusiei. Crimeea a fost a Rusiei pentru că a luat-o Potemkin pentru Ecaterina a II-a. Dacă, asta spun și palestinienii. Asta spun și în condițiile astea. Dați-ne teritoriile, dacă că în condițiile astea, în condițiile adică astea, nu o să mai putem să rezolvăm niciodată pacea. Se pare că nu da? Rezolvăm. Asta principiul spun, Organizației Națiunilor Unite pleacă de la acest principiu. Avem niște tratate și aceste tratate trebuie să fie respectate. O disprețuiți pentru că se comportă în felul acesta? Exact, da. Deci e vorba de pentru, comportament. Exact. Pentru da. Felul în care folosește, folosește atât de des termenul de senatoare a României. Da. Da? Și în care, cum să spun, îl pune între termenul și condiția, o pune într-o situație atât de isterică, dacă mi-i permis cuvântul. Îi disprețuiți da? Și pe cei care au votat-o pe senatoara Șoșoacă? Nu, absolut deloc. Pentru că există, și să admitem cu toții, un public care este aproape, aș spune, fascinat de virulența doamnei Șoșoacă. Sigur. L-am văzut astăzi, l-am măturat cu privirea pe rețelele de socializare. Oameni care o aplaudă, care o consideră erou, cărora li se pare că este unică în Parlamentul României, singura voce care reprezintă strigătul disperat al românilor din Ucraina, al comunității românilor din Iată, asta este o stare trecătoare. Există lideri de acest fel care se inflamează, care inflamează, care trec, face parte din relieful politic. Dar are o fantomă de partidul profesor Bosganian și i-a ajuns peste pragul electoral. Deci, sunt sondaje care arată cu peste 5%. Domnul Turcescu, mai vreau să spun ce legat de ce a spus domnul profesor. Domnul Turcescu, nu uitați că suntem într-o perioadă cu totul specific în istoria românilor. Noi am avut tot timpul majorități și opoziții. De data asta nu mai avem opoziție. Da. Înainte era PSD sau la putere, venea convenție. Era convenție la putere, venea PSD. Era PD la putere, făcea PNL și PSD alianță. După aia PD-ul a câștigat alegerile. De data asta nu mai avem succesiune democratică și atunci opoziția, acest ors proaspăt care se al nădufului, este capacitat de astfel de partide. Ăsta e motivul pentru care... Cu asta sunt de acord. Acum vreau să spun ceva, domnul profesor. Nu v-ați găsit în mine interlocutorul potrivit pentru ce a spus adineori. Pentru că există mai multe feluri ca popoarele să conviețuiască. Ceea ce a spus dumneavoastră este o apologie a imperialismului. Așadar, dacă noi astăzi avem granițele astea, atunci popoarele care se află sub jugul altor popoare din cauza unor abuzuri ale istoriei, trebuie să se închine la ONU și la ceilalți să tacă. Adică, cu alte cuvinte, dacă Uniunea Sovietică a fost un imperiu, dacă imperiul s-a destrămat și dacă potrivit reglementărilor acelui imperiu, orice stat, orice popor, prin autodeterminare putea să-și capete independența, unor popoare li s-a acceptat, altora nu, cum au fost tătarii sau armenii din Karabah. Dumneavoastră spuneți că e corect ca, să spunem, românii din Moldova să-și capete independența, dar nu e corect ca armenii din Karabah, care au făcut referendum în 88, pentru independență, cum spuneau legile Uniunii Sovietice, să nu aibă. Și nu să-mi spuneți mie că un popor care stă de 3.000 de ani acolo, brusc, n-are dreptul să-și capete independența, pentru că acolo nu-i ca în Kosovo. În Kosovo se poate, în Armenia nu se poate. Păi vă spun eu cum e.
E cu prețul petrolului, cu aroma gazului, cu interese strategice. Ce spuneți dumneavoastră nicio relevanță. Pentru că toate drepturile internaționale acum se discută funcție de interese oneroase. Și cum spuneți dumneavoastră, ar însemna că armenii în Karabakh să fie acceptat. Că dacă au fost 3.000 de ani armeni, brusc trebuie să devină azeri, că așa spune cine. Bun, în termenii găștea... Deci, un imperiu. Asta e un imperiu. Bun. Dumneavoastră spuneți că acest imperiu trebuie să rămână imperiu. Pentru că sunt granițe recunoscute de ONU. Bun, nu recunoscut, dar sunt recunoscute și de noi, inclusiv de statul român. Statul român, ca să poată să acceadă la Uniunea Europeană, la NATO și așa mai departe, a trebuit să facă deci și să accepte. Africanii nu trebuiau să-și capete independența. Stați puțin, africanii din Africa ecuatorială franceză. Păi n-au făcut bine, pentru că Africa ecuatorială franceză era franceză. Dar nu e adevărat. Cum au cerut? Au cerut Indochina? Cele mai multe... Indochina au făcut războiul și revoiul. Trebuie un teren foarte complicat. Eu zic să o lăsați așa. Adică principiul autodeterminării popoarelor este un principiu pe care nimeni niciodată nu poate să-l înnăbușe. Nimeni niciodată. Nici Marea Britanie pe scoțieni și pe irlandezi, nici Spania pe catalani și pe basci, și așa mai departe. Credeți-mă. Adică ceea ce în sufletul omului, identitatea lui națională, nu poate fi strâmbată, anihilată, aneantizată de niciun drept internațional care trebuie să respecte asta. Că statele, unor state nu le convine, altceva. Vorbim despre Ardeal. Păi Ardealul e altceva decât cum era în 1918 Basarabia, pentru că Ardealul a avut majoritate românească tot timpul. De acord, dar avem o majoritate maghiară în câteva teritorii. Da, sunt zone mici, compacte. Noi nu discutăm orașe. Păi dacă ar fi așa, fiecare oraș ar trebui să vină cam două. Exact, mai degrabă asta spuneți dumneavoastră, îmi cer scuze. De popoare. Da. Mă rog. Dumneavoastră nu disprețuiți, domnul Bozanian, pe șoșoc? Deci lucrurile stau așa și domnul profesor aici are dreptate. Poți să nu fii de acord cu niște opinii exprimate cuvincios, dar poți să disprețuiești o atitudine care transformă politicul, care trebuie să fie un barometru moral și o avangardă morală, transformă politicul în încurajarea unor tendințe anticivice și, credeți-mă, până la urmă și antiromânești, pentru că nu face cinste poporului român în ansamblu. Sigur că pot fi de acord ca la fotbal, că unii înflăcărați pot să aibă la un moment dat o preferință sau alta și înțeleg și politic cum e năduful ăsta, pentru că nu mai are încotro să se ducă decât în alte zone, dar nu pot să accept ca o persoană acum un an sau acum doi ani să zică că de ce să îmbulzesc oamenii la rămășițe, la moaște, iar după un an când vine campania electorală să se ducă și să se pupe moaștele. Adică dacă faci orice pentru voturi, atunci agață-ți ca niște clopote voturile de gât și fă politică în felul ăsta. Dar România nu merge. Deci am să închid spunând așa. Și domn profesor, eu vă rog să spuneți dacă am dreptate sau nu. Acest tip de politică este o politică de ambient. Nu e o politică de agendă. Ca dovadă, Partidul România Mare, unul dintre cele mai longevive partide care s-au născut după 90, când practic au rămas mai PSD și PNL, dar România a fost longeviv. Dați-mi mie, măcar un singur exemplu. Când acest partid, prin ceea ce a făcut, a adus un pahar de apă, o felie de pâine pe masa unui român. A, că l-a amuzat, că l-a înflăcărat, pot să înțeleg. Dar dați-mi exemplu, unui pahar de apă. În parlament în care a fost nevoie de voturile celor de la PNL. E altceva. Și s-au făcut cu ei niște înțelegeri politice, sigur. Ba de Iliescu, ba de Traian Băsescu mai târziu, a fost nevoie de voturile peremiștilor, spre exemplu. Da, e altceva. Poate n-am reușit să mă exprim cum trebuie. Dați-mi exemplu unei strategii politice, unei idei politice, unei legi promovate de PRM. A făcut mitică Dragomir o lege. Se tot laudă cu ea și spune aceea cu huliganii pe stadioane. Nu știu, încă o dată. Politica se face pentru a face politici publice, nu ca cine, să ajungă la nezbârșit. Deci cine, domnul profesor, politică și politici, cel care reușește să influențeze agenda publică, acela face cu adevărat istoria. Dar dumneavoastră, când erați în Parlament, domnul Vozganian, reușea să impuneți din opoziție, repet, din opoziție. Păi nu din opoziție, eu vă spun ce am făcut, pot să vă dau o listă lungă de afirmare. Știu ce ați făcut, e vorba de, dacă erați în opoziție, mai putea să impuneți la un moment dat, sau în perioada în care ați fost în opoziție. Când erai în opoziție, pregăteai strategia pentru... Ajunge la putere. Dar ăștia nu o să ajungă la putere. Nu se știe. Nimeni...
Bine. Nu se știe. Bine. La cum arată lumea în care trăim astăzi, ce se întâmplă în Germania? Nu, eu nu vreau să vă contrazic, pentru că... Vă preferește, da, zic. Suntem în perioada opțiunilor deschise. Da. Însă mi-e greu să cred că aceste partide vor capta multă atenție. Am avut o discuție cu liderii lor, care mi-au spus că vor lua 30% și eu am zis, atenție, voi nu vă războiți cu domnii Ciolacu și Ciucă, voi vă războiți, mă rog, războiți în sens politic, cu 1800 de primare ai PSD-ului și 1300 de PNL-ului. Da. Acolo este zona de forță, acolo este falanga macedoneană a acestor partide și când veți intra în această bătălie la baionetă, nu cea de la europarlamentare care este Ovoldoazo, atunci o să vedeți cum e politica adevărată și 30% o să fie o iluzorie. Domnul Klaus Iohannis n-a ratat astăzi la întâlnirea cu domnul Zelenski. Momentul propice, a fost momentul propice pentru a-i promite domnului Zelenski că situația grânelor ucrainene va fi rezolvată în continuare cu ajutorul României. Ce m-a surprins și o să urmărim această secvență a fost felul în care a rostit această promisiune președintele Klaus Iohannis. O formulă care mie, care am prins vreo 14 ani sub comunism, mi-a adus aminte de perioada în care secretarii de partid spuneau către mai marele partidului, și anume către Nicolae Ceaușescu, vom face totul, așa mai departe. Priviți această secvență. S-a agreat deja dublarea capacității lunare de tranzit prin porturile românești la 4 milioane de tone de produse agricole. Prin România tranzitează în prezent aproape 60% din volumul total al exporturilor de cereale din Ucraina. Practic, de la începutul războiului, peste 27 de milioane de tone de cereale din Ucraina au tranzitat țara noastră. Vă asigur astăzi, domnule președinte, că vom depune toate eforturile pentru continuarea sprijinirii Ucrainei, dar și pentru a răspunde așteptărilor legitime ale fermerilor români. Vă asigur, domnule președinte, că vom depune toate eforturile. Pe vremea cealaltă era, vă asigurăm, domnule președinte, că nu vom precupeți niciun efort. Vom face totul. Vom face totul și așa totul. Mai departe. De ce e nevoie de fiecare dată, domnule profesor Țăranu, de aceste reînnoire a angajamentului României? Se teme domnul Zelenski că la un moment dat România, Ungaria, Polonia ar putea spune, domnule, gata, ne-am săturat de cererile voastre, țineți-vile acolo sau găsiți o altă formulă de a tranzita? A spus aproape de la bun început, Slovacia, iată, a spus și ea de curând și prin alegerea lui Fico. În Polonia sunt alegeri. Dacă va rămâne PiS, va face guvern cu Confederația, probabil vor spune și ei Confederația. Partidul Aur din România este un parfum, da? Este un partid chiar mainstream alături de Confederația. Este un partid care nu se împacă cu nimeni. Deci este împotriva a tot și a tot, și în special a ucrainienilor, rușilor și a altor slavi care nu sunt polonești. Mult mai grav ce se întâmplă acolo. I-ați văzut probabil atunci când au fost marele demonstrații legate de 100 de ani de la independența Poloniei, skinheads ca în anii 80-90 în Germania, cu o violență ieșită din comun, urmașa unui partid care purta numele foarte frumos de Partidul Familiei Poloneze. Adică un partid anti-tot. Deci, da, s-ar putea ca din nefericire în Europa Centrală și de Est să apară această linie, care din nefericire, și cu atât mai ciudat, nu este îndreptată neapărat împotriva Ucrainei, ci împotriva Uniunii Europene. Adică ei spun, nu suntem de acord cu politicile europene și în acest motiv aceste politici ajuns să infereze cu ajutorul pe care l-au dat până de curând Poloniei. Lucrurile nu știu cum vor sta neapărat. Să știți că pe măsură ce trece timpul, ne dăm tot mai mult seama că zidul Berlinului, chiar dacă s-a dărâmat, el continuă să existe și să împartă simbolic Europa în două. Și Uniunea Europeană suferă în continuare de această traumă. Uitați-vă
că țările din partea estică a zidului, Ungaria, Polonia, Slovacia, România, Bulgaria, au anumite devieri, chiar dacă România este foarte supusă, de pildă în ceea ce privește chestiunea familiei. Se vede că mentalitățile sunt ușor diferite. Și știți de unde pornește totul? Din faptul că se crede că pentru ca noi să evoluăm, noi trebuie să fim ca ei. Nu noi trebuie să fim ca noi. Și tentativa aceasta de a urma un model care nu poate fi adaptat sau poate fi adaptat în timp, duce la aceste tensiuni. E de fapt o eroare care vine din forțarea unor emancipări și de aici lucrurile astea. În ce privește grânele, eu zic așa, dacă vor să tranziteze câte grâne vor, dar condiția următoare. 1. Să nu afecteze cu nimic pe fermierul român. 2. Să nu afecteze totuși funcționarea normală a portului Constanța, pentru că acolo portul ăla nu este arendat exporturilor de cereale din Ucraina. Și 3. Nu s-a spus nimic de canalul Bâstroi și de toată mișcarea browniană care există în această zonă, protejarea mediului înconjurat. Nu mai vorbim că de faptul că dacă în legătură cu Bucovina de Nord mai sunt discuții legate de procentul de populație română, în ce privește sudul Basarabiei, ăla chiar e teritoriul românesc și asimilarea forțată care s-a încercat, inclusiv instituțională, trebuie sancționată. Ăla chiar e pământ românesc și ăla chiar ar trebui într-o bună zi să se reîntoarcă odată cu Republica Moldova la granițele României. Vă propun să disecăm preț de câteva minute cu ajutorul unui martor direct o situație care mie mi se pare absolut halucinantă. Avem compatrioți aflați cu afaceri sau de plăcere. În ultimele săptămâni s-au aflat pe teritoriul israelian, s-au aflat în Iordania. Oamenii s-au dus, fie, repet, cu afaceri sau turism în zona respectivă. Pelerinaj. Da, pelerinaj, exact. Ei bine, sigur că odată izbucnit acest conflict care ne înfricoșează pe toți, nu mai stând în fața televizorului și te înfricoșezi, dar aminte să fii pe acolo, prin zonă, unii dintre acești compatrioți au căutat, și cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, să se întoarcă în țară cât mai repede. Numai că, surpriză, eu prima dată când am auzit asta am crezut că e o glumă proastă, ieri, spre exemplu, biletele Tarom, care costau câteva zeci de euro în urmă cu câteva zile, au ajuns să coste la un moment dat 350 de euro. Iar astăzi auzim o veste incredibilă că ar costa chiar 600 de euro destinația, drumul venit dinspre Tel Aviv sau dinspre Aman în București. Martor direct al unei astfel de, și trăitor al unei astfel de întâmplări, este jurnalista Camelia Bădulescu de la Ancheta online, ziar din Pitești. Camelia Meșu, bună prietenă, îi mulțumesc că a acceptat să intre în legătură telefonică directă cu emisiunea Sub semnul întrebării. Camelia, te rog să ne spui pe scurt ce ai trăit și ce se întâmplă practic cu această situație, pentru că tu te-ai întors din Iordania, înțeleg, nu? Bună seara, Robert. Bună seara. Da, eu și încă 7 persoane ne-am întors din Iordania ieri dimineață cu o cursă Tarom Aman București, pentru care pe cont propriu ne-am asumat plata unui tarif de 350 de euro. Precizez că în urmă cu o zi aceeași cursă, în momentul în care am verificat-o, era 120 de euro. Până ieri când am venit noi s-a făcut 350, dar a fost o decizie personală sub imperiul evenimentelor care se desfășurau în Israel să ne întoarcem pe cont propriu în afara grupului cu care plecasem. Ca să încep cu începutul. Am plecat într-un pelerinaj în Israel și în Iordania împreună cu un grup de 45 de persoane, preot, tareți și cetățeni din județul Argeș. Din fericire și cu ajutorul lui Dumnezeu, izbucnirea războiului ne-a prins exact la granița dintre Iordania și Israel. Plecasem pentru o zi, într-o excursie de o zi în Iordania. Și, practic, fiind pe teritoriul iordanian, automat vămile s-au închis imediat și noi am rămas, ne-am întors la Aman, unde am fost cazați de către agenția care se ocupase de întreg pelerinajul.
În acel moment a început un lung fir al discuțiilor dintre liderul de grup și agenție, care agenția căuta pe toate scăile să ne găsească zbor către România. E o misiune aproape imposibilă, întrucât nici o secundă Tarom nu a avut disponibilitatea să suplimenteze zborurile din Aman sau să mărească capacitatea aeronavelor, pentru că știi că pot trimite aeronave mai mari, în ciuda numărului mari de cereri. Iar pentru acele curse pe care le avea programate, prețurile au crescut galopant în regim de speculă, efectiv de speculă, pe disperarea oamenilor care vreau să se întoarcă acasă. Noi ne-am asumat această chestiune. Au fost alți soțitori din grup care au plecat pe un zbor Aman-Viena și apoi de la Viena cu mașinile către Pitești, dar au rămas din grupul nostru 30 de oameni într-un hotel din Aman, încercând în zadar, cu toate eforturile agenției și consulatului, să găsească zbor spre casă. Astăzi, când li se promiseseră că s-au găsit 30 de locuri pe o cursă Aman-București, care va decola din Aman la 4 dimineața, au aflat că taromul pretinde un tarif de 600 de euro. Oh, incredibil așa ceva. De persoană, da, pentru revenirea cursei. Cu ocazia aceasta, eu fiind în țară și ținând legătura cu grupul, am început să mă interesez de situația zborurilor. Într-adevăr, am aflat că inclusiv oamenilor preluați din Tel Aviv, atenție, din zona de conflict, în noaptea aceea, când statul român a anunțat că a trimis curse speciale Tarom, li s-a cerut pentru cursa aceea specială 350 de euro de persoană. Adică să nu ne închipuim că acele aeronave au plecat să aducă cetățeni români aflați în Tel Avivul lovit de rachete, așa, din grijă pentru ei, ci la un cost mai mult decât normalul normalului și vârfului de sezon. Și vorbim de o cursă pe un singur sens, Aman-București, o cursă de 2 ore și 30 de minute. Orice căutăm pentru a-i aduce în țară noi, practic, pe compropriu, din momentul acesta nu mai este disponibil decât la aceste tarife, 600, 700 și le cresc galopant. Ce mi se pare strigător la cer este că Tarom, o companie a statului român, care într-o situație de criză ar trebui să vină în sprijinul cetățenilor aflați în cele două țări, efectiv speculează la modul cel mai ordinar disperarea acestor oameni. Eu sunt de acord că CEDA determină oferta în economia de piață, dar aici nu este o ofertă de plăcere. Nu vor oamenii ăștia să plece în Seychelles pe cont propriu. Vor să întoarcă acasă. Îți mulțumesc, Camelia. Dar aceasta urmăream pe site-urile de știri internaționale faptul că în Aman au izbucnit proteste de stradă numeroase, prin care iordanienii susțin fâșia Gaza și susțin atacurile palestinienilor. Ei sunt totuși o țară arabă. Adică da, cei care sunt în momentul ăsta izolați, în afară de faptul de a fi în imposibilitatea de a se întoarce, mai au și grija faptului că acolo unde se află există riscul unor alte tipuri de proteste. Varujan Vosganian te întreabă dacă mai sunt români. Spui că mai sunt câteva zeci, cel puțin de care știi tu. Deci 30 sunt de Aman izolați acum, numai din grupul meu, dar din informațiile noastre sunt mai multe grupuri de pelerini, da, prinși fie în Israel, fie în Iordania, cum s-a întâmplat cu noi, mulțumim Dumnezeu că s-a întâmplat în Iordania, care caută soluții să se întoarcă acasă și care sunt împiedicați fie de numărul extrem de redus al de curse, da, și locuri, fie de preț exorbitant. Eu spun sincer, în grupul cu care am plecat sunt oameni da, normali, de caz în pelerinaj, care au plecat, plătit pentru pelerinaj respectiv, poate agoniza lor pe un an. Pentru o familie cu doi adulți și un copil, 1.800 Corect. De euro este un preț enorm. Profesorul Andrei Țăranu are o întrebare de asemenea. Ați spus că ați fost sprijiniți de Consulatul României la Aman. S-a ținut legătura cu Consulatul României. Au fost numeroase discuții cu domnul consul, care a asigurat un fel de asistență morală, ca să spun așa. Dar domnia sa a explicat liderului de grup în repetate rânduri că nu are nicio putere asupra Tarom, că asta nu are nicio adevărat putere asupra Ministerului Transporturilor și că tot ce poate să facă este să se sesizeze că și ei constată această speculă ordinară, aceste prețuri nejustificate și să țină tot timpul evidența românilor izolați acolo. Da. Mulțumesc foarte mult, Camelia Bădulescu, ziarul Ancheta, cu o situație, nu e o poveste, este o situație absolut revoltătoare, la care cred că în acest moment merităm cu toții niște răspunsuri, atât din partea Ministerului Afacerilor Externe, cât și din partea Ministerului Transporturilor, mai ales că vorbim, atenție, despre o companie de stat, este vorba despre Tarom, și vorbim despre o situație, nu, de criză, adică în condițiile astea oamenii ar trebui să plătească absolut nimic, eu așa exact, trebuie adus rapid în țară, că Doamne ferește să se întâmple vreo nenorocire, dacă
Interesant că în ultimele zile am citit tot felul de declarații, anunț legate de situația românilor care sunt acolo, de îngrijorarea legată de repatrierea lor. Dar pe de altă parte, uite ce aflăm în mod concret. Cred că ar trebui guvernul și, de ce nu, Parlamentul, ar trebui comisia parlamentară care se ocupă de industrie să cheme pe pe șeful Taromului și să-i întrebe ce se întâmplă. Totuși, dacă am ajuns acum, sigur, prin această voltă în Orientul Mijlociu, aș vrea să vă întreb, domnilor, sigur, lucrurile sunt în plină desfășurare în acest moment, nu vă pot cere un răspuns la întrebarea ce se va întâmpla acolo, dar avem în acest moment o confirmare, și anume că președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Biden, a discutat cu domnul Netanyahu și a obținut, Netanyahu, înțelegem, nu știu dacă aprobarea e cuvântul potrivit, dar acceptul sau, mă rog, declarația că Statele Unite nu se opun intrării terestre a trupelor israeliene pe teritoriul fâșiei Gaza. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, vă aduceți aminte, războiul împotriva terorismului din 2001. Adică ceea ce vor considera IDF, Israelian Defense Forces, armata israeliană, că este modul de căutare a teroriștilor prin canalele alea nesfârșite, tunelurile, astfel încât să termine odată pentru totdeauna cu Hamas. S-a mai întâmplat acest lucru în ultimii 20 de ani, cred că de mult mai multe ori. Și din nefericire, Hamasul nu s-a terminat și au murit foarte mulți palestinieni. Sigur că acum vorbim de o retaliere, de o răzbunare a israelienilor care n-au mai avut un asemenea șoc de peste 50 de ani. Adică au fost un atac complet El continuă și astăzi au fost bombele. Din nefericire, cei care mor cel mai mult în acest conflict sunt civilii. Civilii și de o parte și de alta. Toată această nebunie cu ostatici, cu arată exact ca de război terorist. Domnul profesor, dumneavoastră nu observați că în ultima vreme, și când spun ultima vreme mă refer la ultimii ani buni, războaiele s-au mutat de pe câmpul de luptă în subteran, în zonele, nu, în zonele urbane, și că cei care sunt cel mai expuși sunt civilii și nu mai avem bătălii ca la Waterloo sau la Minsk, în care armatele se întâlneau și se băteau între ele. Deja războaiele s-au mutat și au căpătat o dimensiune civică extrem de periculoasă și războiul ăsta o arată. Chestiunea este că Benjamin Netanyahu și guvernul, înțeleg, un guvern de Uniune Națională care se creează, trebuie să aibă în vedere să nu ducă lucrurile într-atât de departe încât să creeze o solidaritate în lumea arabă. Uh-huh. Pentru Israel a fost o mare șansă că țările arabe nu s-au înțeles întotdeauna între ele. Relația pe care a avut-o Israelul cu Egiptul, relația pe care a avut-o și încă o mai are cu conducerea de la Amman a Iordaniei, au creat un anumit status quo și de aceea n-ar trebui, răzbunarea nu-i bun niciodată, pentru că elecția a aritmetica sângelui, adică câte picături din sângele alor tăi face cât sângele alor mei, și niciodată ea nu diminuează, ci doar multiplică suferința. Și conducerea statului Israel trebuie să înțeleagă acest lucru, că nu trebuie să ducă lucrurile într-acolo, încât să creeze solidaritate în lumea arabă, pentru că avem 8 milioane de evrei și 800 de milioane de arabi. Și stați puțin, cum să facă asta? Pentru că dacă vor intra terestru acolo, cu siguranță se va lăsa cu victime rândul. Eu am spus doar e suficient să moară 2-3 copii, 2-3 adulți, să fie arătați în fața camerei și în momentul acela se creează o emoție teribilă. Eu cred că am făcut o afirmație acoperitoare. Să nu ducă lucrurile până într-acolo, încât să ostilizeze și să solidarizeze întreaga lume arabă. Cred că nu se va întâmpla acest lucru. Netanyahu are multe păcate. Din nefericire, guvernul pe care îl conduce este un guvern de extremă dreaptă, lucru pe care l-au spus inclusiv cetățenii israelieni. Însă tot în epoca lui au început și negocierile cu Iranul, cu Arabia Saudită, cu Emiratele Arabe Unite, s-au consolidat Omanul, vreau să spun, Iranul, și așa mai departe. Deci
probabil că are această înțelepciune să nu coboare până da. La... Eu îl cunosc, am avut discuții chiar așa, între noi doi, neoficiale cu Benjamin Netanyahu, îl cunosc destul de bine. Este într-adevăr un om înțelept. Chestiunea este în ce măsură reușește el să stăpânească lucrurile în Israel și reușește să poată să rămână înțelept fără să fie acuzat că este prea concesiv. În orice caz, în mâinile Israelului stă acum o bună parte din pacea mondială. Fără pentru discuții. Că, vedeți dumneavoastră, toate conflictele astea din Ucraina, chiar oarecum și cel din fostă Iugoslavie, dar atunci totuși Rusia era încă slăbită. Conflictul de aici, chiar și conflictul din Nagorno-Karabakh, care ostilizează Turcia cu Iranul într-o formulă pe care nu putem prevedea acum, legat de coridorul pe care vrea să-l facă Turcia cu Azerbaidjanul prin Armenia. Noi sperăm că opinia publică internațională să garanteze integritatea teritorială a Armeniei. Acest război de aici, pe urmă, chestiunea Taiwanului, toate astea nu fac decât să accentueze tendința de multipolarism a planetei, crearea unor blocuri agresive între ele și un pericol care deja se extinde geopolitic peste întreaga planetă. Asta e dorința lui Vladimir Putin. El vorbește la nesfârșit despre multipolarism. Că s-a săturat de unipolarismul Statelor Unite și vrea multipolarism. Avem, dacă vreți, vedeți acest sud global care deja a depășit dimensiunea geografică ca pentru a se duce în diverse zone și ceea ce numeam noi până de curând Occidentul. Sigur că Occidentul nu înseamnă geografic doar Occidentul, și Australia, și Japonia, și Coreea de Sud, și Noua Zeelandă. Țări care ar fi în sudul, în emisfera sudică, sunt în Occident, și care sunt în Occidentul Occidentului, în timp ce țări din emisfera nordică se doresc a fi în sudul global. E clar că această tendință se reconstruiește odată cu sfârșitul globalizării. Suntem într-un moment, dacă noi am început, am trăit globalizarea, acum vom trăi și sfârșitul ei. Asta este în discuțiile pe care le fac cu cei de la PNL, acum ALDE cu PNL este în discuții, eu le pun această problemă, faptul că România trebuie să se pregătească pentru această schimbare majoră de paradigmă. În ultimii 30 de ani am asistat la o schimbare uluitoare în ambientul planetei. S-a trecut de la tentativa de înlăturare a blocurilor care a fost odată cu Reagan-Gorbaciov la accentuarea și agresivitatea blocurilor. De la globalism până și China intrase în Organizația Mondială a Comerțului. Acum suntem la multipolarism. S-a trecut de la victoria liberalismului la așa numitul iliberalism și la o agravare a zonelor dictatoriale. Și toate lucrurile astea schimbă paradigma și Europa rămâne înghesuită între aceste malaxoare care sunt marile blocuri și marile puteri. Domnilor, vă mulțumesc pentru participarea în emisiunea Sub semnul întrebării în această seară. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu Metropola TV de la orele 21. Mădălin Ionescu Show cu Mirel Palada, Mirel Curea și Marius Ghilezan, o ediție de colecție. Noi ne revedem mâine seară, aceleași ore 20 trecute fix. O noapte liniștită să aveți, toate bune!